Văd că ați luat programul domnului prim-ministru și mă bucură acest lucru. Prima oară am avut o discuție, mi-a zis domnul prim-ministru să știi că mâine dimineață pe la 8 fac o ședință de guvern. Cred că toți miniștrii au fost foarte bucuroși. Hristos a înviat. Stimați invitați, marată audiență, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule consilier prezidențial, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la cea de-a 10-a ediție a Summitului Romanian Business Leaders, eveniment care an de an reușește cei mai reprezentativi membri ai reunește cei mai reprezentativi membri ai mediului de afaceri românesc. Oameni care, prin efortul depus în fiecare zi, susțineți creșterea economiei. Profit de ocazie și vă mulțumesc pentru munca depusă în aceste timpuri extrem de dificile. Stimați antreprenori, Institutul Național de Statistică a confirmat că după 2 ani în care economia a bătut, din păcate, pasul pe loc, iată, în trimestrul 1 al acestui an, România trece iar pe creștere. Cea mai mare creștere economică la nivelul Uniunii Europene, 6,5%. Este, de fapt, o reușită de etapă. Nu putem vorbi de un succes deplin, pentru că această creștere de 6,5% nu se regăsește în aceeași proporție în buzunarele oamenilor și nici la nivelul întregului mediu de afaceri românesc. Dar inversarea trendului prin reluarea creșterii dovedește faptul că statul adoptă măsurile corecte la timp și astfel putem încet, încet trece peste provocările cu care ne confruntăm. Mai mult, raportul INS de ieri dovedește că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a opri inflația, că e nevoie de și mai multe măsuri pentru a sprijini investițiile, pentru a sprijini firmele românești. Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, partidul pe care îl reprezint a intrat la guvernare într-un moment extrem de greu. O criză sanitară majoră suprapusă peste o criză economică. Iar peste aceste două crize a venit și un război la granițele României, un război total nedrept care a provocat o undă de șoc peste toate economiile mondiale slăbite deja de criza pandemică. De la intrarea noastră la guvernare, alături de partenerii de coaliție, Partidul Național Liberal și UDMR, am început să recuperăm lucruri. Știu că mai sunt foarte multe de făcut. Am schimbat total modul de abordare a pandemiei și s-a văzut că am acționat corect, reușind să reducem numărul de infectări fără a bloca economia. Apoi am insistat pentru un set de măsuri țintite, menite să sprijine atât populația cât și activitatea dumneavoastră. Am adoptat noi programe pentru susținerea companiilor românești, IMM Prod, Garant Construct, Rural Invest, Innovation. Alături de IMM Invest sunt programe prin care guvernul finanțează cu aproape 4 miliarde de euro companiile românești prin granturi, credite sau garanții de stat. Sunt măsuri luate în mare parte în urma dialogului cu dumneavoastră, mediul de afaceri. Luna trecută, Guvernul României a adoptat pachetul de măsuri propus de către coaliție Sprijin pentru România, în valoare de peste 2 miliarde de euro. Majoritatea din fonduri europene, bani prin care încercăm să atenuăm efectele crizelor multiple pe care le traversăm, dar mai ales să revitalizăm investițiile, să susținem economia. Nu vă ascund faptul că, dat fiind conjunctura actuală, ne-am concentrat pe combaterea creșterii prețurilor, pe susținerea fermierilor români și pe creșterea capacității de procesare în industria alimentară. Valoarea adăugată trebuie să rămână în România. Locurile de muncă trebuie să fie aici.
De asemenea, susținerea filmelor românești a fost prioritară. De aceea, am propus în coaliție, iar Guvernul a adoptat măsura acordării de granturi în valoare de 300 de milioane de euro capital de lucru pentru fermierii români. Și sunt ferm convins, atât și eu, cât și domnul prim-ministru, o să vă asigurăm că nu ne vom opri aici. Alături de colegii noștri din coaliție, am decis să demarăm discuții pentru un nou pachet de măsuri economice care să intre în vigoare în a doua parte a anului. Și vom continua să ne concentrăm ca majoritatea acestor programe să poate fi decontate din fondurile europene, mai ales că avem la dispoziție resurse financiare masive, în special pe energie. În plus, liderii europeni au confirmat chiar ieri că putem renegocia PNRR pentru a aloca și mai mulți bani pentru a reduce dependența energetică de Rusia, concomitent cu îndeplinirea țintelor pe energie verde. Mai participanți, vrem să ajutăm firmele românești să reziste acestei crize energetice care, din păcate, pare să se prelungească. Vom încerca să le punem la dispoziție noi instrumente cu care să poată investi în energie, mai ales în energia regenerabilă. Prioritățile noastre sunt stimularea muncii și sprijinirea companiilor românești. De aceea, orice măsură fiscală vom discuta la nivel politic, să fiți convinși că o vom prezenta mediului de afaceri într-un dialog transparent și responsabil. Pentru că, în final, și noi și dumneavoastră avem aceeași țintă. O economie care să se dezvolte cu firme solide și angajați, care să știe că locurile lor de muncă sunt stabile și bine plătite. Și în ultimul rând, la sfârșit, știu și eu și dumneavoastră discuțiile din spațiul public privind anumite modificări la codul fiscal sau anumite abordări. Eu vreau să vă asigur că nu se va lua nicio măsură în guvern fără să existe un dialog cu mediul de afaceri. Nimeni nu are de gând să strice climatul și echilibru din interiorul mediului de afaceri. Dar trebuie să cântărim și să vedem realitățile. Avem un PIB al României care se bazează în acest moment pe 27% venituri și pe 40% cheltuieli. Este cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că cineva va veni într-o perioadă de crize multiple cu noi impozite. Sperăm că împreună cu dumneavoastră, printr-un dialog deschis cu toți partenerii sociali, să găsim soluțiile cele mai bune și cele mai sustenabile pentru provocările de astăzi, dar și pentru provocările de mâine. Și împreună să fi învățat cu toții ceva din toată această perioadă pe care am traversat-o și când am crezut că am scăpat de pandemie, am dat peste un război care a întors toată economia mondială. Este nevoie, în perioada următoare, să facem cu toții o echipă și să avem o discuție aplicată în ceea ce privește viitorul României sau, dacă dorim, în continuare, o abordare de supraviețuire. O abordare lună de lună și cu soluții atât din partea dumneavoastră ca să vă susțineți business-urile, dar și în partea guvernamentală și legislativă, de a mai împinge lucrurile un pic în față. Avem nevoie de o societate modernă, avem nevoie de o societate sustenabilă, predictibilă și de un climat și un dialog permanent între toate puterile din statul român. Este nevoie să ne așezăm
și suntem în acel moment în care ne putem așeza cu toții la masă și să găsim cele mai bune soluții pentru România și pentru viitorul copiilor noștri. Mulțumesc mult!